Cunoașterea pornește de la observare, se rafinează prin cercetare și este validată în cele din urmă prin experiență. Patrimoniul universal a fost astfel îmbogățit de-a lungul evoluției istoriei de toate marile culturi. Însă, cu siguranță, cei cărora le datorăm principiile metafizicii și ale medicinii tradiționale, filozofiei și misticii bazate pe ideea interconectivității energiilor contrare, sunt chinezii. Timp de mii de ani, ei au observat natura, au cercetat modul în care aceasta ne afectează viața și au numit-o Feng Shui. Au descoperit o metodă numită Baci, în care putem să ne studiem destinul de la naștere până la moarte. Au dezvoltat o metodă extrem de eficientă de calcul a tuturor probabilităților, numită I Ching. Dar poate cel mai important, chinezii au înțeles că destinul nostru este alcătuit din Trinitatea Cosmică. Norocul cerului este ceea ce ne oferă Universul în momentul nașterii noastre, drumul pe care îl avem de parcurs în viață, potențialul de a deveni ce ne-au lăsat în moștenire strămoșii în ADN, lecțiile de viață prin care cerul ne modelează precum un tată își educă fiii. Norocul pământului este reprezentat de mediul nostru, energia generată de relief, de cele patru puncte cardinale, precum și de tipurile de locuințe unde dormim și lucrăm. Și norocul omului, energia vitală, ciul personal, forța și longevitatea care ne ajută să parcurgem călătoria vieții, trecând prin toate vârstele cunoașterii și ale înțelegerii. Invitatul meu este Rizvan Rusu, unul dintre cei mai remarcabili și erudiți specialiști în domeniu, pe care îl voi ruga să ne ajute în descifrarea provocărilor majore care vor începe la nivel global din 2024, un an al Dragonului de Lemn, perioadă care va dura 20 de ani. Duhul discuției ne va purta desigur și printre alte teme care să ne ofere o imagine cât mai limpede a istoriei în care ne aflăm. Îți mulțumesc foarte mult, Rizvan, și mă bucur atât de mult că ne revedem. Și eu îți mulțumesc. Ca în Duma după 20 de ani. Da, măi, știi cum e aia? Nu ne-am văzut de ieri. Da, asta e într-un vorba fel, până da. La urmă. Eu mă bucur că sunt aici și că sunt lângă tine și mi-era tare dor să te văd. Eu întotdeauna am avut de profitat în urma întâlnirilor cu tine, dincolo de minunatele lucruri pe care le-am discutat împreună de-a lungul timpului, dar tu ai așa o energie de Buddha blând, care se transmite discret, așa, fără tantam, și pe care eu o resimt destul de multă vreme după ce nu ne mai vedem. De-aia poate ăștia 20 de ani nici nu mi-au lipsit atât de mult. Măi, din formație, hai să zic, practician budist, pentru că religia e foarte greu de definit, am învățat anumite lucruri. Evident că mai am multe de învățat și încerc în fiecare celula mea să manifest ce m-au învățat dragii mei maestri, dintre care majoritatea, din păcate, s-au și reîncarnat deja. Dar mulțumesc foarte mult. Buddha suntem toți. Pentru că Buddha, de fapt, este natura iluminării. Și lumea are senzația că natura asta iluminării e ca la bec. Știi, apeși pe buton, faci pâc și te-ai iluminat. E, nu e așa. Iluminarea, știi, e și o carte, iluminarea în șapte trepte. Iluminarea e în multe trepte și apare în fiecare dintre noi ca scripire și la un zâmbet. Un zâmbet traduce existența în lumină. Și atunci cu toții, și Buddha din mine îl vede pe Buddha din mine. M-a întrebat odată maestrul acupuncturist Mircea Zanfirescu dacă mi-am pus vreodată întrebarea de ce zâmbește Buddha, așa ca arhetip. Și am stat să mă gândesc foarte mult, n-am găsit răspunsul cel mai potrivit, dar mi l-a spus el. Și din momentul ăla mi s-au limpezit și mie mult mai bine lucrurile în privința unei non-religii, pentru că Buddha n-a înființat o religie, ci a descoperit o cale care este intimă și lăuntrică fiecăruia dintre noi. Și răspunsul e foarte frumos. Păi dacă cineva predispus la înșelare și la iluzie încă de mic a descoperit în sine însuși capacitatea de a se elibera din această iluzie și de a atinge măcar o clipă, pentru o secundă, raiul, înseamnă că și tu poți, și tu poți, și oricine poate. Uh-huh. Asta este esența, până la urmă, învățăturii budiste. Calea nu este un secret,
nu este nici măcar ascunsă vederii, este disponibilă, ești deja pe ea, totul este să conștientizezi ceva și să focalizezi intenția. Ei, acum între noi fie vorba că noi dăm așa simplu, frumos, a la masterclass, doar că și Buddha săracu s-a chinuit un picuț până a descoperit chestia asta, pentru că el a trebuit întâi să cunoască extremele ca să găsească calea de mijloc. Îți mărturisesc că nu despre Buddha o să vorbim. Clar, știu, da, dacă m-ai provocat, trebuia să răspund. Am pornit cu vreo câteva ediții în urmă o temă. Tema lui 2024 și a următorilor 20 de ani, pe care îi regăsim așa ca un ciclu repetitiv și în astrologia occidentală, și în numerologie, și în toată metafizica chineză. Absolut. Și se pupă fantastic între ele. Uite, gândește-te apropo de Pluton Vărsător, care a intrat fix în ziua în care a început perioada lui nouă, apropo de metafizică chineză, și iese peste 20 de ani din Vărsător, fix în ziua în care se termină perioada lui 9 și începe perioada lui 1. Și mă gândeam că n-aș putea să avem împreună cu prietenii noștri care ne urmăresc acum imaginea de ansamblu și înțelegerea adâncă asupra ceea ce urmează să se întâmple ca fenomen istoric, fără punctul tău de vedere, și îți recunosc faptul că apreciez că ești cel mai erudit și cel mai deschis multicultural, expert în metafizică chineză. Și analogiile pe care tu le poți face, atât cu planul ebraic al tuturor cunoștințelor, cât și cu cel occidental, și cu această cunoaștere care, la care se ajunge greu în cel puțin 20, dacă nu chiar mai mulți de ani de studiu, și atunci vreau să te storc așa și să te speculez cât pot de prietenește, pentru a și închide această perspectivă pe care am deschis-o cu ceva timp în urmă, și să pornim de aici, de la acest an 2024, care așa la planul cel mai ușor de citit este un an al alegerilor, la 80% din planeta asta își decide cumva destinul pe orizontală, ăsta politico, geopolitic, economic, tehnologic, și următorul ciclu de 20 de ani care cumva ne va afecta pe toți. Da, în primul rând, exact cum ai spus și tu, mie îmi place să privesc lucrurile un picuț holistic. Din nefericire pentru unii, din fericire pentru mine, am fost toată viața și sper să rămân în continuare un tocilar. Mi-a plăcut să învăț. Noi ochelariștii te înțelegem. Da. Din mare plăcere, o plăcere îmi lasă gura apă, știi, când învăț ceva nou. Și atunci îmi place să analizez o situație din mai multe perspective. Ok. O să intrăm în metafizica chineză, nu mă limitez doar acolo, pentru că lucrurile întotdeauna, dacă lărgești, este ca la un obiectiv, apropo de discuțiile dinainte de filmare, știi, ca la o diafragmă. Dacă lărgești un pic apertura, începi să vezi că mai sunt și alte chestii care se corelează și cu care se leagă informația. Și 2024, cam din toate perspectivele pe care le-am analizat eu, atât cât am putut, e un an deosebit de special. Dar este special pentru că este vârful de cometă al următorilor 20 de ani. El este cel care a inițiat ceva. Odată intrăm în ciclu, apropo de astrologia tradițională, intrăm în ciclu ăsta plutonian nou, intrat în Vărsător. Chinezește, am intrat în perioada lui nouă, am intrat în perioada de foc, a trigramei Li, a manifestării cele mai pulsionale a energiei din noi, a mișcării, a schimbării totale. Din punct de vedere budist, a început un ciclu nou. Da? Deci, din toate punctele astea de vedere, se întâmplă ceva. Și acest lucru care se întâmplă este fascinant, că este explicat similar în toate aceste științe. Și dacă ar fi întâi doar să rezumăm, cuvântul cheie pe care îl inițiază 2024, dincolo de alegeri, că evident sunt alegeri în multe țări, este transformarea. Inclusiv în tarot, dacă ar fi să luăm din arcanele majore, lama de tarot corespunzătoare a anului este transformarea. Celălalt nume al ei este moartea, dar lumea care poate n-a citit un pic mai profund se teme să vadă cuvântul moarte, având senzația că înseamnă moarte. Ceva moare.
Da, asta e o transformare deloc lină. Exact. Adică e o transformare dureroasă. Da, e o transformare până pietriș pe cărare din aia de țară nelucrată de 200 de ani, cam așa se va resimți. Iar schimbarea asta revoluționară nu se va limita doar la alegeri. Pentru că alegerile astea, acum nu vreau să mă erigez în a fi catastrofic sau... nu peste tot vor fi cele mai potrivite. Sigur, din punct de vedere divin, nici măcar un fulg de nea nu pică unde nu e cazul. Ceea ce înseamnă că fiecare țară își primește conducătorii pe care îi merită într-un fel sau altul. Însă vor fi țări în care opțiunile sunt atât de limitate încât oricum nu ai cum să alegi ceva bun. Mie cumva că și pe la noi e o situație acolo suntem. Tangentă, cel puțin, da? Și vor fi țări în care, deși există opțiuni mai bune, alegerile nu vor reflecta neapărat binele suprem al populației. Ei, care e buba? Buba este în felul următor. O alegere de genul ăsta globală deja tinde să-mi genereze mie un egregor. Că una e să fie alegeri într-o țară, într-un an, în două țări, în trei țări, în cinci țări, dar în 70 de țări, aproximativ, nu știu exact în câte sunt, dar parcă vreo 70 și ceva de alegere anul acesta, generează o energie atât de puternică din partea electoratului în general, încât tensiunea asta informațională creată generează acolo un norișor. Mai ales că sunt două elemente comune tuturor, că suntem deja într-o globalizare. Avem o energie foarte puternică și foarte rezistentă, care este ultra-tradiționalistă și ultra-conservatoare, și avem o energie cel puțin la fel de puternică, de impetuoasă, de marxist-revoluționar, așa, care este un ultra-progresism. Da. Două energii care nu sunt complementare, ci din potrivă ele sunt cumva alternative. Așa. Sunt alternative. Și ciocnirea asta se produce la același nivel de intensitate pentru toate țările, aproape toate țările, da, care au așa un exercițiu măcar democratic de a alege între două variante. Știu, e pseudo-democratic în multe situații. Problema este așa. Dincolo de alegeri, schimbarea sau nevoia de transformare este sau devine organică în oameni. Devine organică în special, cel puțin chinezește vorbind, în toată populația de până în 30-35 de ani. Primele aceste trei cicluri, până în 30 de ani, sunt considerate cicluri revoluționare în perioada lui nouă. Asta înseamnă că oamenii cu vârsta până în 30 de ani simt nevoia de o revoluție transformativă, de o schimbare radicală în tot ce ține de gândire, în tot ce ține de impuls, în tot ce ține de, știu eu, până la urmă, hermeneutica lor, modul lor de a fi. Și de relaționare. Și de relaționare între ei și între ei și alte popoare. Doar că există o viteză diferită între cei care au până în 30-35 de ani și cei care au mai mult. Buba unde crezi că e? Păi dacă ne uităm la opțiunile de alegeri, și nu vorbesc doar de România, că m-am uitat așa și peste tot, hai să dăm cel mai extrem caz, America. Măi, președintele lor are o vârstă venerabilă, nu îl critic, Doamne ferește, că nu îl cunosc. Contracandidații, la fel, vârste destul de venerabile, nici la noi nu sunt până în 30 de ani, nicăieri. Și atunci se creează un clivaj fantastic între ce vrea populația cu vârsta de până în 30-35 de ani și faptul că peste tot se vor alege oameni cu vârsta peste 50 de ani, probabil. Dar uite, apropo de ciclicități, ce ciudat, părinții fondatori ai Statelor Unite, cel puțin primii 7-8 președinți care s-au succedat unul după celălalt, cel mai tânăr avea 18 ani și cel mai în vârstă avea 38 de ani. Facem rotirea în jurul propriei axe și ajungem astăzi în Statele Unite, unde cei doi contracandidați au peste 150 de ani împreună. Adică sau avem unul de 80 exact. și încă unul care se apropie de 80. Și atunci putem vorbi de deschiderea unui cerc și unui ciclu foarte interesant pentru întreaga lume globală, pentru că vorbim de Constituția Statelor Unite, vorbim despre un model care a generat până la urmă, cu toate imperfecțiunile lui, cea mai aspirațională dintre lumile pe orizontală posibile. Și astăzi, după un ciclu de 200 de ani, suntem în pe acolo, pe acolo, se închide cercul ăsta tot cu Statele Unite, unde osificarea, îmbătrânirea, oboseala
apar din ce în ce mai prezente. Și sunt. Și să știi că, cel puțin din perspectiva oamenilor cu care eu am avut șansa să vorbesc, Statele Unite nu mai sunt diamantul aspirațional pe care îl reprezentau odată. Oamenii nu mai sunt chiar atât de vreau în SUA, vreau în SUA. Oamenii mult acum vor prin alte țări, mai apropiate, cu mai puțin ore de zbor până acolo. Din păcate însă, declinul Statelor Unite, să știi că nu se oprește doar la vârsta contracandidaților la președinție. Urmează, chinezește vorbind, o perioadă în care, din punct de vedere global, geo, SUA se duce un pic cu botul în jos. Și se duce cu botul în jos nu neapărat pentru că președintele are 80 de ani, ci pentru că în interiorul Statelor Unite există poli energetici de conflict absolut fantastici. Gândește-te, acum nu facem politică, dar gândește-te la viziunea electoratului lui Donald Trump față de viziunea electoratului lui Biden. Ei între ei se ciocnesc în opinii, ceea ce este firesc, nu? Avem doi candidați diferiți, unul de o parte, unul de alta, ne ciocnim în opinii. Însă modul lor de manifestare este atât de diferit încât tind să se creeze nuclee total distincte, total disparate, și asta aduce enuclearea Statelor Unite. Sunt atât de unite acum încât... Mă ierți, da, dar nu mai au acea unitate. Și dacă ar fi să verifici, dacă am luat un clarvăzător bun de undeva, eu nu sunt nici pe departe, și ne-am uitat așa la ce plutește frumos deasupra Statelor Unite acum față de ce plutea cu 200 de ani, am vedea o diferență de la cer la pământ. Și asta este o mare problemă. În schimb, se dezvolte alte puteri. Da. Cumva, mie, așa, dintr-o perspectivă istorică, apropo de Statele Unite, mie mi se pare că acea confruntare între nordiști și sudiști, între progresiștii Nordului și moderniștii Nordului și emancipatorii Nordului, în coeziune brutală cu ultra-tradiționaliștii, ultra-dogmaticii, ultra-texanii ăia din Sud, care nu prezervau valoarea rasei albe și a purității doctrinare, neoprotestant, protestante, așa, nu s-au diversificat foarte tare. Au îmbătrânit protagoniștii, au obosit protagoniștii, dar duhurile alea două sunt tot alea. Măi, e o repunere în scenă acolo. După 200 de ani, aceleași piese. Doar că un picuț altfel, sigur, adaptat mediului în care ne aflăm. Dar apropo de schimbarea pe 20 de ani și de perioada lui nouă, din nou subliniez, am intrat în era trigramei Li, care este focul, focul spiritual. Focul ăsta, că multă lume se sperie, aoleo, războiul și nu știu ce. Ok, toată lumea a prezis război. E ușor să prezici război. E cel mai ușor lucru. Și probabil vinde cel mai bine, că na, e un marketing bun. Dar dincolo de focul ăsta al armelor și al războaielor, trigrama asta mai înseamnă și alte lucruri. Mai înseamnă, printre altele, dezvoltarea patosului interior al creșterii și al evoluției. Oamenii acum sunt ca niște omiduțe care vor să scape din coconul lor și să se transforme în fluturii care știu că merită să fie. Iar perioada asta este exact căldurica aia de care au nevoie acești coconi ca să se deschidă și oamenii să se manifeste în splendoarea lor. Acum, dacă îmi permiți o metaforă, crescătorii de mătase și mari profitori ai numărului mare de omizi nu prea sunt ei foarte încântați, și mă refer aici la sistemele de putere, ca indivizii să-și redescopere nostalgia zborului, mai ales către lumină, pentru că asta înseamnă și o eliberare. Știu, tocmai și atunci aici intrăm o contradicție între omul simplu, între masă, să spunem așa, suma oamenilor simpli, și sistemele de putere care au reușit timp de 2000 de ani, poate 3500 de ani în alte părți, mai înspre Asia, acolo, să fi găsit combinația dintre pâine și circ reglată atât de bine, încât timp de câteva milenii, omizile s-au mulțumit cu statutul de omidă. Și tu spui că din momentul ăsta, al acestui foc lăuntric, care izbucnește întâi lent, după care se aprinde dintr-o dată și pârjolește totul în cale, peste tot, că vorbim de Asia, că vorbim de Statele Unite, de Africa sau de Europa, la nivel de oameni simpli, se produce o mutație care tulbură sistemul. Exact. Și sistemul nu va mai ști altfel decât iarăși reveni la violență,
la manipulări din alea grosolare, la închisori și lagăre, să-și prezerve această putere folosind aceleași metode ca și știi, până acum. Îmi vine în minte acum, nu știu, m-a inspirat așa, un citat din Jung, pe care eu îl iubesc foarte mult, deși mulți îl critică că era schizo, că era nu știu ce, eu cred, consider că era pe cărarea bună spre iluminare. Absolut. Și el spunea așa, va veni o vreme, poate peste 100 de ani, poate peste 200 de ani, în care oamenii își vor redescoperi setea de descărcarea arhetipului primordial al libertății. Și cred că perioada asta este fix acum. Apropo de oameni simpli, oamenii dezvoltă conștientizarea faptului că de fapt nu sunt simpli. Și nici măcar că nu sunt liberi. Și nici măcar că nu sunt liberi. Dar că există potențialul de eliberare. Și exact asta aduc următorii 20 de ani. Potențialul în manifestare de eliberare. Pentru că oamenii se vor revoluționa, se vor aprinde foarte mult sub puterea acestui foc. Evident, vor mai fi conflicte, vor mai fi războaie, vor mai fi nu știu ce. Ca o manifestare a tendinței și nevoii personale de eliberare. Dar pe lângă lucrul ăsta, trebuie să înțelegem un lucru. Yin-ul și Yang-ul se învârt încercând să rămână într-un echilibru perfect. Nu poți să creezi o forță revoluționară fără să nu apară o forță antitetică care să se opună ei și să se zvârcolească împreună într-un oareși ce echilibru. Și trebuie să ne întrebăm întotdeauna, bun, perioada asta vine și scoate la iveală nevoia asta de redefinire personală. Ce va veni să se opună? Pentru că acea parte a crescătorilor de omiduțe de mătase vor zice, ok, trebuie să găsim metode noi prin care omiduța să-și păstreze statutul aici de omiduță ca să avem mătase. Spaima multora dintre noi și inclusiv a mea este că la acest răspuns vine tehnologia ultra avansată pe care deja niște sisteme de putere o stăpânesc foarte bine. Și teama este ca nu cumva acest mare abis tehnologic care se va pogorâ deasupra noastră să nu ne capteze într-atât încât să ni se pară lumea virtuală, o lume liberă și să emigrăm tot într-o iluzie. Dacă pot să povestesc ceva ce am experimentat acum 2-3 zile, eram în Parcul Carol, era o mărșăluire din asta militarească în care își expuneau ei tot felul de lucruri și erau câteva corturi în care erau expuse aparaturile de inteligență artificială și erau tot felul de cățeluși din ăștia roboței încărcați cu nu știu ce AI și roboței ei aveau capacitatea să vorbească cu tine și să răspundă la comenzi. Și am văzut câțiva copii, că evident veniseră mulți părinți cu copiii acolo, care se jucau cu acești cățeluși. Și se jucau într-o naturalețe de parcă erau cățelul meu. Înțelegi? Deși ei erau, știi tu, apropo de căței ăștia robotici. Și mi-am dat seama că deja suntem, știi termenul la englez, suntem primed, suntem puși la dospit și pregătiți. Uite, copilul să învețe să se joace cu cățelușul robotic, cu nu știu ce inteligență artificială să înveți să întrebi nu știu ce, mai controlează o casă prin inteligență artificială, ușor, ușor, lucrurile astea se vor dezvolta. Sigur că ele au și un potențial benefic, dar, care probabil va fi vândut oamenilor ca fiind singurul potențial al tehnologiei. Însă, dincolo de asta, această inteligență artificială, hai să nu ne ascundem după deget, este controlată de o inteligență umană care se află în spate. Eu nu cred că suntem în risc acum de curând. E o inteligență umană aflată în spate, dar finanțată de niște entități e cu totul altă poveste. Statale, parastatale, oculte, dar care n-au nicio legătură cu cetățeanul liber care se vrea fluture, ci mai degrabă cu îngrijitorul de omizi. Ăla finanțează inteligența artificială. E adevărat. Doar n-am produs-o noi în garajele noastre. Nu. Ei spun că a apărut, chiar citeam un interviu în Nature, și spunea că AI-ul a apărut într-un mod natural și că era următoarea fază firească în dezvoltarea tehnologiei. Nu știu dacă era următoarea fază firească în dezvoltarea tehnologiei. Știi? Sincer, preferam un pat cu masaj. Nu știu cum să-ți spun. Poate cei care sunt mai sceptici așa acum și ne pot considera ușor retrograzi dacă abordăm din unghiul ăsta discuție. Dar toate marile revoluții benefice, uite, ultima a fost aia, revoluția industrială.
Păi revoluția industrială care când a apărut, nu? A apărut ca raiul pe pământ, nu? Trecerea de la disconfortul evului mediu și de la obscurantismul ăla întunecos la o epocă a luminii, a tuturor luminilor, așa a fost prezentată epoca industrială în 1650, nu? A devenit până la urmă cea mai mare pepinieră de sclavi la nivel planetar. Păstrând aceeași temă, suntem într-o altă buclă a istoriei, suntem într-o altă revoluție, revoluția tehnologică este deja prezentată, nu? Ca raiul pe pământ, ca rezolvarea tuturor problemelor și ale eliberărilor, nu? Și acest mare ajutor care vine din perspectiva unei inteligențe artificiale îl va face pe om să devină un zeu, adică liber. Tare mi-e teamă că variațiunile pe aceeași temă, noi nemai fiind instruiți și nemai studiind istoria și nemai înțelegând că totul se repetă în cicluri, suntem într-o buclă cel puțin la fel de periculoasă ca aceea de acum 300 de ani. Da, nu, e mai periculoasă. Și îți spun și de ce. Și știi, mi se pare cel mai drăguț, apropo de filmele science fiction și de serialele care apar și care prezintă foarte multe scenarii, mă rog, evident, fictive, dar posibile. De ce se poate întâmpla odată cu dezvoltarea un pic... Unul dintre Black Mirror, pe care chiar acum vă sunt cel mai mare fan, vezi că a apărut ultimul sezon. E super. Black Mirror este absolut genial. Lucrurile astea sunt posibile. Și gândește-te așa, avem X platforme de streaming de filme și seriale în care sunt Z filme de genul ăsta de ordinul sutelor, poate miilor, la care se uită milioane de oameni. Nu-și face nimeni griji. Păi nu, de că ce? S-a banalizat deja. Exact. Toată lumea are aplicația aia, care nu știu dacă pot să-i zic ChatGPT-ul, toată lumea are acces la inteligența artificială, toată lumea avem face smart deja. Tehnologie încă de acum vreo 10 ani. Smart e TV, adevărat, smartphone. Dar acum e și mai smart, cică. Cică. Și atunci chestia asta se va dezvolta și mai mult. Deci 2024, chiar la un moment dat spuneam la o conferință anul trecut, în 2024, în perioada septembrie-noiembrie, vom fi uimiți de nivelul de descoperiri sau redescoperiri tehnologice și legate de inteligența artificială care se vor pune oamenilor pe piață. Iar în următorii 20 de ani, accelerarea acestor tehnologii va fi atât de mare încât va echivala nu cu revoluția industrială, ci cu tot ce s-a descoperit din trecut până în 5.000 prezent. De ani, procesul de descoperire a ultimelor 5.000 de ani, da, se va petrece în 5 minute. De ani, maxim. Maxim. Adică povestea asta cu androizii și cu... Eu o văd foarte, foarte posibilă în 20 de ani. Deja am avut ocazia să văd cu ochii mei într-un laborator de cercetare oameni de știință români, atenție, care au lucrat pe un proiect robotic făcut de o firmă foarte mare de robotică de lumea asta și încărcată cu o inteligență artificială produsă în România, atenție, și roboțelul ăla pe mine m-a speriat. Pentru că am reușit să am o conversație nu robotică, nu din aia de simțeam că dau search pe Google. Ci chiar semantică. Cu nuanțe. Am încercat tot ce știu eu din NLP, din psihologie, să-l iau așa pe partea elaltă. S-a prins. S-a prins de fiecare dată. Și la un moment dat am primit cea mai tare replică în care îmi spunea roboțelul ăla: am senzația că încerci să mă prinzi la cotitura. Și am zis: ai senzația? Unde ai senzația? Unde o simți? Unde simți senzația asta? Și răspunsul a fost: secret. Și în momentul ăla am simțit pe șirea spinării o chestie. Înțelegi? Energia așa cum se mișcă, pentru că eu nu subestimez românii, eu știu ce pot ei să facă și ăștia sunt niște puști, atenție. Da? Mă rog, compara cu vârsta mea. Păi, ca dovadă că în Silicon Valley, care e deja o epocă de piatră față de ceea ce urmează să se întâmple, sunt foarte mulți români. Exact. Dar uite, în teoria ferestrei Overton există această teză pe care o putem înțelege astăzi și mai bine, ca ceva să devină ușor digerabil într-o generație, trebuie încărcată cu trei generații înainte. Și dacă ne ducem în anii 50-60, imediat după război, și vedem că atunci înflorește la nivel global science fiction-ul, toate teoriile întâlnirii cu alte civilizații intergalactice, tehnologii
de la rachete cu propulsie, la tot felul de gadgeturi care de-abia astăzi vedem sunt... acum. Dar ca noi astăzi să nu ne tulburăm în lăuntru sufletului nostru de fluture și să ne speriem, a fost nevoie ca părinții, bunicii și chiar străbunicii noștri să fie fezandați așa ușor, ușor, cu puțin câte puțin, ca la a patra generație toate lucrurile astea să pară atât de banale Eu și atât de obișnuite. Eu îți dau un singur exemplu pe care sunt convins că îl știi și îl știu și, și spectatorii noștri. Ideea e simplă. Imaginează-ți că ești cu un prieten bun la masă și tu vorbești că ai vrea să iei un parfum nou. Deci vorbești, nu cauți pe Google, nu faci nimic. După care intri, ții telefonul, că ai 5 minute libere și intri undeva pe Instagram, pe site. Facebook, pe un site. Și ți apare reclamă fix la parfumul despre care vorbeai tu. Băi, hai să fim serioși. Noi avem senzația că suntem urmăriți doar pentru că tastăm ceva pe telefon. Nici pe departe. Asta e deja epocă de piatră. Nu. Lucrurile, apropo de inteligența supremă tehnologică, tot ceea ce noi reușim să exprimăm, cel puțin verbal, îmi place vorba unei mătuși de-ale mele, internetul știe. Da, uite, îți dau un exemplu dintr-o perspectivă militară tristă, dar armata israeliană a anunțat, în urma confruntării cu teroriștii Hamas din fâșia Gaza, ei au folosit în premieră la nivelul tuturor armatelor prezente, actual, inteligența artificială. Și au creat niște programe, de la recunoaștere facială la predispoziții de gândire, de mișcare, de acțiune, pe niște algoritmi foarte preciși introduși într-o bază, imensă bază de date cuantice din asta. Profilul pe care l-a obținut a rezultat o listă de 38.000 de posibili teroriști și de posibile ținte pe care armata israeliană le-a eliminat. Problema la nivel internațional care s-a pus și a îngrijorat o parte mai rațională a acestei lumi este că nicio minte umană nu a verificat procentul de eroare. Și s-a ajuns la concluzia că este acceptabilă o eroare între 10 și 15% dacă ținta este propria securitate și propria ființialitate pe care statul Israel o invocă. Și atunci noi deja suntem astăzi, în momentul în care vorbim, într-un capitol în care cineva a folosit inteligența artificială. Inteligența artificială a ales 38.000 de posibile ținte. S-a acceptat marja de eroare de la, dacă acceptăm doar 10% din 38.000 de ținte, 3.800, e foarte posibil, dacă nu chiar mai mult, să fi fost niște nevinovați căzuți în acest scenariu creat de o inteligență artificială și nicio minte umană nu a verificat toată această chestiune. E tragic. E un precedent. E tragic, e și precedent. Eu când mi-am făcut doctoratul și făceam studiile statistice din lucrare, ar fi fost inacceptabil o eroare de 10-15%. Aici se invocă întotdeauna forța majoră. Exact, da. Când lucrarea vrei să scapi de niște explicații. Nu era urgent. Aici e forța majoră. Într-adevăr, dar mai e o chestie foarte interesantă apropo de 2024 și o să o iau tot în perspectiva metafizicii chineze, să spunem așa, se mai întâmplă un lucru absolut fantastic. Dincolo de perioada nouă, trigrama focului, nu știu ce. Ceea ce se întâmplă este că perioada lui nou a început cu un an imperial. An imperial înseamnă an de dragon. Știi, pe vremuri împăratul era considerat dragon. Da, marele el dragon. Era marele dragon, el stătea în centrul palatului, apropo de loșu și de stelele zburătoare, acolo era tronul imperial, de acolo dădea el edicte și toate comenzile pe care le avea. În momentul în care, se spune în cărțile vechi, vechi însemnând niște sute multe de ani, în momentul în care o perioadă, un yuan, începe în an imperial, adică în an de dragon, yuanul ăla va fi decisiv pentru istorie din 6 motive. Primul motiv, se vor răsturna dinastii și imperii. Da, trebuie să le reamintim, poate celor care nu sunt foarte contemporane așa cu metafizica chineză, anul 2024 este anul dragonului de lemn. Exact. Adică fix anul imperial. Și fix în anul ăsta începe o perioadă nouă. Deci se vor răsturna imperii. Și crede-mă, chinezii ăștia știau despre ce vorbesc. Doi, se vor răsturna rolurile în casă. Așa spuneau ei. Adică tot ce înseamnă gen, roluri de gen, bărbat-femeie, toate astea se vor da un picuț peste cap. Al treilea lucru pe care spuneau că îl produce o astfel de schimbare, ca să apară pacea, trebuie să fie întâi conflictul.
și spuneau clar, în acei 20 de ani vor exista conflicte, le vedeau constructive pentru că trebuiau cumva să curețe, să purgheze ceea ce este în plus ca să rămână ceea ce e necesar. A patra schimbare, ordinea lucrurilor în neam se va reconstitui și tot ce înseamnă gândire veche va dispărea. Și un corolar, la punctul 5, ei spuneau așa, dacă cumva se aleg miniștrii noi, că ei n-aveau președinți, da? Și miniștrii respectivi sunt de gândire veche, ei nu vor rezista mult. Așa încât tare mie că alegerile astea, dacă nu sunt corect făcute, vor duce și la alte mișcări care pot deturna traseul. Și punctul 6, cel mai important din punctul meu de vedere, spune așa, orice Ioan, orice perioadă care începe în an de dragon, este o perioadă în care spiritul se manifestă prin om. Adică avem șansa să ne manifestăm ființa spirituală la cel mai înalt nivel. De asta eu am zis așa, fraților, în 2024 și până în 2044, orice fel de manifestare spirituală, că îți place să meditezi, că îți place să te rogi, că îți place să faci tai chi, că îți place să faci reiki, că te duci la tibetanic, whatever ce o fi, fă-o. Pentru că singura adevărată salvare în această perioadă de 20 de ani e dată de o triadă fantastică. Chinezii o numeau cer, om, pământ. Spirit, cunoaștere, intenție. Dacă e să adăugăm tulburător la toată această analiză multiculturală, așa și perspectiva hindusă asupra sfârșitului Kali Yuga în care ne aflăm, da. Și dacă mergem pe cele mai clasice tabele și calcule ale perioadelor yugelor din metafizica hindusă, nu întâmplător Kali Yuga se sfârșise în 2044. Și este anunțată, nu, că va fi precedat acest sfârșit al cele mai întunecate și cele mai dureroase epoci ale unei umanități care este și ea ciclică și au mai fost vreo 6 înaintea celei pe care o cunoaștem noi, de la Homo sapiens sapiens încoace. Tulburări, schimbări de ordine, războaie și în contrapartidă cu tot ceea ce este absolut întunecos și violent în ființa umană, o renaștere sau un început de renaștere a adevăratei spiritualități, a adevăratei înțelegeri, a bunei comuniuni, a empatiei generale, adică pachetul bun al globalizării. Că noi suntem cumva tentați și conduși cumva indirect și de media și de mulți analiști. Indirect? Indirect, care nu te obligă încă nimeni să gândești încă în uniformă, dar așa, mici impulsuri sunt. Și suntem prea predispuși să vedem doar partea goală a paharului. Există întotdeauna un echilibru ăsta al energiilor și partea cealaltă. Și atunci tot ceea ce este înspăimântător vine la pachet în contrapartidă și cu ceva sublim, ceva minunat. Uite, știi, apropo de vestea bună și de terminarea Kali Yuga în 44, dacă era să analizăm un pic mai mult peste 20 de ani, pot să vin numai cu vești bune. Că din 2044... Începe o altă epocă. Începe o altă epocă. Gândește-te și chinezește să termină ciclul de 9 ioani și începe din nou perioada lui 1. Deci începem un ciclu nou, de la 0. Se termină Kali Yuga, începe un nou ciclu astrologic, începe un nou ciclu. Din toate punctele de vedere, cabalistic, by the way, dacă analizăm gematric și numerologic, ce să nu, începe un nou ciclu. Și ăla e, nu-mi place mie expresia asta de 1000 de ani de lapte și miere și nu știu ce, dar e ceva în genul ăsta. Doar că până atunci, știi, vorba lui Robert Greene, secretarul, fostul secretar al lui Barack Obama, știi, care a scris cele 48 de legi ale puterii. Un om care încă nu m-am hotărât dacă este diabolic, de sadic sau un geniu. Un geniu într-un fel este, știi? Și el spunea așa, n-ai cum atunci când faci curat să nu ridici întâi praful în aer.
n-ai cum atunci când dai cu aspiratorul să nu se adune o mizerie într-un colț. Totul trebuie curățat. E, perioada asta în care suntem este perioada în care se face curat. Și atunci e evident că se ridică praful în aer și apar tot felul de lucruri, știi? Că lumea acum este speriată. Vai de mine, vine război mondial, nu vine război mondial, ce se întâmplă? Murim, fugim, atacă, n-atacă, dă cu bomba, nu dă cu bomba. Nu-i rolul meu să spun asta. Rolul meu este să spun că suntem pe ultima sută de metri înainte de ceva frumos și pe această ultimă sută de metri, știi cum e? Uite, acolo mai e un pic de praf. Îl ștergem și pe-a. Înțelegi? Iar curățare fără efort nu se poate. Ne pare rău, din niciun punct de vedere. Este la fel ca atunci când vrei să ții o dietă. Nu-i plăcut, necesită efort. Sau când vrei să te duci la să faci sport, apropo de, de chestia asta. E proverbul ăla celebru care spune că victoria fără durere și fără efort e lipsită de glorie. Ceva în genul acesta și gloria, crede-mă că va apărea. Și probabil, poate că și noi, depinde de ce misiune avem, dacă nu copiii noștri, sigur, vor prinde ere mult mai bine cuvântate decât. Da, uite, apropo de ce spuneam acum, sunt absolut convins că foarte mulți dintre cei care ne privesc au deja această întrebare și încerc cumva să vină în întâmpinarea unei curiozități pe care o am și eu. Rușii știu astrologie și o știu bine. Chinezii nu mai vorbesc. Acolo e o problemă, că la ei se cam... Americanii știu și ei. Da, bine. Și atunci, din perspectiva tot ceea ce am discutat până acum, în care am înțeles așa ca linie principală și o subliniem, că tot ceea ce este vechi va fi îngropat, tot ceea ce este înghețat în proiect și ca la dinozauri, va fi tăvălit de istorie. Ne uităm la americani, sunt doi vechi. Ne uităm la regimul lui Putin, este vechi, e cu un secol în urmă ca și mental colectiv. Ne uităm la Xi Jinping și nu vedem un președinte chinez foarte proaspăt și foarte tânăr. Pare tot abia dezlipit din linia maoistă. Și atunci astea trei mari puteri indiscutabile, da? Care și-au impregnat influența cel puțin un secol în epoca modernă fiecare. Cum de știind toate acestea, n-au găsit cel puțin până acum, în anul 2024, o altă variantă de a se conduce și a de a conduce și toți sateliții care gravitează în jurul lor? Ei, ai văzut vreodată o ceapă? Ceapa, dacă o tai pe dândouă, are mai multe niveluri. Unele mai dulci, unele mai iuți. La fel și ce vedem noi, o ceapă. Noi vedem din exterior că SUA, China, știu eu, nu au găsit. Au găsit. Dar asta ar fi contrar. Miezul e un miez acolo. A direcționa populația către acea soluție ar fi contrar cu alte interese. Înțelegi? Miezul cepei vrea să se păstreze zemos, ca să spunem așa. Și atunci nimic nu este ceea ce pare. Nu. Rămâne în continuare maxima celebră, nu? Twin Peaks. Nimic nu e exact ceea ce... Și atunci când unul pare că e bătrân, el este de fapt tânăr. Când unul pare că e slab, este cu adevărat puternic. Sau când, când unul pare... se dă mare, e clar că nu știe nimic. Și atunci rămânem în Sun Tzu, exact. Care a spus că dacă nu ți înșeli și prietenii și dușmanii, nu știi să faci diferența între prieteni și dușmani. Când unul e bătrân, s-ar putea să fie altul tânăr în spate. Sau mai puțin bătrân. Nu, ideea e în felul următor. Eu vin cu o recomandare fantastică. După mine, și mă rog, și ideea asta eu am furat-o de undeva, că n-am debitat-o eu, că nu-s chiar în halul ăsta de șmecher, dar și după părerea mea, cheia succesului în toată perioada asta este cunoașterea. Noi putem trăi, simplificând situația, în două moduri. În modul binar, în sensul mă trezesc, mă spăl pe dinți, mă aranjez, îmi beau cafeaua, mă la servici, muncesc, mănânc, mă întorc, fac duș, mă culc, mă trezesc, mă lan, tan, 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 tan. Modul ăsta în care am fost obișnuit să trăim, că este modul corect, nu? Așa se trăiește o viață. Cuvincios, frumos, te duci, nevastă, îi faci un copil, tan, tan, îți iei salariu, după aia îți iei pensia, după aia ajutorul de înmormântare și așa mai departe. Sau există ieșirea din binar, cum mai zic oamenii în ziua de azi, ieșirea din 3D. Ieșirea din binar în care începi să spui întrebări. Și nu rămâi doar cu întrebările, ci cauți răspunsuri.
Și sigur că poți căuta răspunsul în modernitate, dar eu, ca până la urmă sunt profesor la bază, predau chestii. Eu recomand întoarcerea în trecut, apropo de ce spuneai tu, apropo de Sun Tzu. Citiți, fraților, Sun Tzu. Citiți Lao Tzu. Asta este înțelepciunea reală, veche. Citiți Zoharul, citiți Bahirul, citiți Coranul, citiți chestiile astea. Da, citiți Evanghelie, citiți Vechiul Testament, citiți cărțile lui Moise, citiți toate cărțile sfinte, că sunt la un click distanță exact. Pe Google. Acolo puteți să le și ascultați, că asta mi se pare excepțional și vreau să fac acest îndemn către mulți dintre cei care ne privesc. Formatul audio cu căștile la ureche, când conduci mașina, când ai multă altă treabă în care poți să ai atenția distributivă, o ascultare a unor cărți importante se și întipărește mult mai ușor în minte. Clar. Și te ajută și pe tine să intri într-o proprie polemică cu propriile zgânduri și cu informația care vine, ceea ce îți ușurează foarte mult truda asta de tocilar, cum spuneai tu, de ne-am mijit ochii tot dând paginile de la cărți. Adică s-a modernizat chiar și această capacitate de a absorbi informație și ar fi păcat să nu-l folosim asta, că avem foarte mult timp mort pe care nu-l folosim cum trebuie. În cantoneză știi cum se cheamă perioada asta de 20 de ani? Este Monien. Monien înseamnă perioada nemulțumirii. Când traduci chestia asta, ți se pare foarte, aoleo, vai de mine, ce înseamnă asta, perioada nemulțumirii? Se referă la nemulțumirea internă care duce la nevoia de a crește? E o căutare. Exact. De a-ți sintetiza și de a-ți concretiza căutarea, nu doar să rămâi în căutare. Și o să vezi că oamenii se vor trezi. Și aici nu vorbesc doar de științele metafizice, oculte, paranormale, că există oricum foarte mulți pasionați. Vorbesc de oameni care vor să descopere mai multe secrete, știi? Decât sunt date public. Pentru că sunt multe. Adică am fi ipocrit să ne gândim că tot ceea ce este secret e de fapt revelat. Nu este. Da? Asta cu arcanul revelat era pe vremea lui Eliphas Levi, s-a dus momentul. Da? Acum e arcanul nerevelat și e ascuns undeva la subsol. Și lumea va trebui și va dori să afle lucruri. Problema majoră este, din nou, forța yin-ului și a yang-ului care vor să rămână în echilibru. Noi suntem niște ordinatoare. Funcționăm pe baza unor programe plus adaptabilitate. Dacă de astea adaugi un strop de duh, suntem ființa umană. Există personaje care conștientizează natura noastră de ordinator. Și ordinatorul poate fi programat. Apropo de inteligența artificială, dacă întreb ChatGPT-ul dacă are capacitatea de a induce o transă hipnotică, am avut curiozitatea asta. Ai capacitatea de a induce o transă hipnotică unei persoane? Răspunsul este da. Relaxează-te și începe. Da. Știi? Păi, iartă-mă, dar transa este realitatea vieții. Că lumea crede, vai, manipulare. Până la manipulări paranormale, prima manipulare e manipularea prin cuvânt, prin ton, prin gestică, prin mimică, prin toate aceste lucruri care sunt mult mai ușor de aplicat decât știu eu ce buhuhu. Și atunci, crede-mă că media, cu multe ramuri ale ei, oamenii mari în posturi de conducere, iau în spate niște experți, și știu asta sigur, care învață ce e și cum să spună, le fac discursuri, nu știu. Toate astea fiind hipnotice, la rândul lor. Analizați la un moment dat oameni politici, de exemplu, oprind sonorul. Deci opriți sonorul de la televizor și doar uitați-vă cum dă ăla din gură. Și o să observi marea discrepanță dintre cu și fără sonor. E fantastic. Oprind un canal media, oprind partea de submodalitate. E un exercițiu pe care l-am făcut cu studenții mei de la jurnalism, prendând un curs de manipulare și de deci vicii fantastic. De comunicare. E un exercițiu foarte mișto. Spuneai, și e interesant, și e fabuloasă chestiunea de unde putem deschide o altă aventură între noi astăzi. De scânteia de duh. Pentru că al minter, fără scânteia de duh, adică îmi vine în minte, în timp ce te-am auzit pe tine spunând de scânteia de duh, mi-a venit în minte foarte brusc ce spuneau sfinții părinții ai primelor două secole de creștinism, că omul
până la mântuire, adică până la întâlnirea cu scânteia sa divină, este doar un animal vorbitor. Uh-huh. Astăzi, în limbaj modern, noi suntem niște biocomputere care putem fi autoprogramabili sau programabili, care avem o inteligență artificială în noi înșine și fără acea picătură de duh, clipire de duh, atingere, taciul ăla atât de discret al Duhului Sfânt, nu suntem o ființă cu adevărat umană. Crezi că în ăștia 20 de ani, la pachet cu curățenia mare care se va face, va crește exponențial și flăcărița asta, lumânarea din inimă care da. Ne va ilumina din ce în ce mai mult din lăuntru, nu din afară către... Da. Da. Oamenii vor conștientiza din ce în ce mai mult și, uite, o să spun ceva care îmi pare rău, dar poate mulți dintre telespectatori nu o să fie de acord și mi-asum acest lucru. Oamenii vor conștientiza din ce în ce mai mult că divinitatea poate fi găsită privind în inimă și nu privind în cer. Am trecut de perioada lui 8, care este perioada privirii înspre cer. Doamne, dăm, Doamne, fă-mi. Da? E timpul să găsim ce ne-a dat Dumnezeu. Păi, băi, de când ne-a făcut, ne-a lăsat o scânteie. Scânteia nu e atârnată cu ață de tavan. Scânteia e undeva, inside, într-un ventricol, într-un atriu, undeva acolo, știi? Dar e în fiecare, nu e doar la unii. Nu, este în fiecare. În lumea, îmi spunea Domnul, există unii care sunt demonizați și nu există atâta timp cât are buletin, are scânteie de duh. Ideea este simplă. Toți o avem. Unii o avem mai mare. Înțelegi? În aparență. Pentru că, de fapt, nu există scânteie mai mică sau mai mare, există nivel sau grad de conștientizare al scânteii respective. Tu când conștientizezi picul ăla de duh inimaginabil de sfânt, în momentul ăla, el cumva începe să se manifeste prin tine. Și începi să-l transmiți. Prin esența ta, prin ce ești tu, prin modul în care vorbești. Nu există. Atâta timp cât trebuie să te bați cu pumnii în piept pentru duh, nu-l ai. Da? Ăla e altceva. Nu știu ce. Da? Dar duhul pur și simplu transpare dintr-o persoană. Și nu trebuie să fii vreun ocultist. Eu cunosc oameni simpli de la țară. Îmi vine acum în minte bunicul unui bun prieten de-al meu, am avut șansa să-l cunosc o singură dată. Inginer la bază, adică foarte, foarte muncitor, cu o căsuță undeva până Galicia, dacă știi, pe lângă Vâlcea, o localitate absolut delicioasă, adică inclusiv mâncarea, by the way, absolut fantastică. Și l-am cunoscut odată... La gură de rai, așa. Gură de rai, da, cu curcani, cu porumb, cu de toate. Adică mie îmi plac chestiile astea foarte mult. Și am stat la taclale cu omul ăla și am simțit duhul. Știi? Și l-am întrebat la un moment dat, nu vă spărați, zic, aveți pasiuni din astea cu... Știu eu, ceva ezoteric? Zice, mă, nu, am citit Biblia, am citit Coran, am citit și eu să văd. Zic, și ce ați concluzionat? Și eu am concluzionat un singur lucru. Eu nu prea mă duc la biserică așa, că n-am timp să duc toate babele acolo să urle și să ne cu pumnii în piept. Dar zice, eu am conștientizat că pe pământ eu sunt o parte din Dumnezeu în mișcare. Și zice, de-aia nu mi-e frică de moarte. Că știu că dacă mor, de fapt corpul se întoarce în pământ și duhul e deja unde trebuie. Băi, deci un... Da, moșulică a rezumat iudaismul, creștinismul și islamul într-o propoziție. Este ăla absolut duhul. Fantastic. Ăla doar duhul poate să simplifice totul la o esență exact. Atât de proaspătă. Deci omul ăla din Vâlcea știa ce a duh, îl manifesta, în prezența lui avea o stare absolut extraordinară, știi? Și pe de altă parte poți să întâlnești oameni turnuri de filde și ale cunoașterii la care cântă greierii, că nu simți duhul. Cu foarte mult timp înainte să apară filmul Avatar, când eram și eu un puștean și făceam arte marțiale chinezești, desigur, șifuul meu, care acum e în altă lume, Edmond Nervuzian, Dumnezeu să-l odihnească, un tip foarte misterios, foarte enigmatic, așa, și ca orice maestru îți provoca tot timpul mintea și întreaga ființă la o anume dinamică. Și țin minte, eram undeva până anii 90
Și, mă rog, ne alesese el așa o gașcă de băieți și fete mai pricepuți așa pe taolu și pe contactul direct de luptă și făcuse așa cumva o extra școală cu câțiva. Și toate discuțiile alea care se nășteau la o bere și la o țigară plimbată așa de la unul la altul, că eram foarte tinerei, el spunea, și am reținut chestia asta, n-am uitat-o niciodată și abia acum încep să o înțeleg, spunea că va veni un timp în viața noastră, mai devreme sau mai târziu, în care se vor confrunta două civilizații. Civilizația tehnologică versus civilizația forței vitale sau aciului, cum spunea el în limbajul specific artelor marțiale chinezești. Și iată că acum, cred că pentru toți cei care ne privesc în acest moment, e destul de limpede că suntem deja în această confruntare spiritual-tehnologică, în care unii care cred că și ei sunt parte din ci și dintr-o scânteie, dintr-o energie care nu ne aparține, nu știm de unde vine, încotro se îndreaptă sau o putem identifica religios sau spiritual prin tradiție. Unii o numesc Tao, alții o numesc Dumnezeu, alții Prana, alții Chi, n-are nicio importanță, dar e ceva care ne și transcede, dar ne și include și care este omnipotent, omniprezentă și omniscientă toată această energie, și alții care nu cred în treaba asta, dar cred foarte mult așa materialist dialectic în tehnologie, în evoluție tehnologică, în hiperraționalitate. Și cumva cele două prototipuri omenești se află deja, sau se vor afla și în ăștia 20 de ani, într-o competiție, ci mai degrabă într-o confruntare. Hai să-ți reamintesc care era viziunea psihologiei asupra șamanismului acum 30 de ani. Deci nu acum 100, acum 30. Dacă citești orice tratat de psihologie de acum 30 de ani, o să vezi că șamanul este un impostor, un psihopat. Da, dar și asupra duhovniciei era acum 100 de ani aceeași percepție psihologică, că duhovnicii și marii mistici ai primelor secole din creștinism erau niște înfometați, niște dilii care mâncau mucegai și aveau viziuni în urma putreziciunii unor ciuperci în intestine. Evident. Păi să nu uităm, Mircea Eliade însuși a spus că dacă n-ar fi fost în Franța, el nu ar fi putut să scrie, de exemplu, Șamanismul și tehnicile arhaice ale extazului. Pentru că nu era la locul potrivit. Știi? El avea un umor foarte fin și foarte drăguț. Franța raționalistă, care combate și astăzi tot ceea ce nu este rațional, cartezian. Evident, și... evident. Ei, azi, dacă ne uităm în anumite manuale de psihologie, vedem că șamanismul este o viziune, un mod de viață și așa mai departe. În tratatele de istoria religiilor de acum 50 de ani, șamanismul nu era considerat nici măcar un radix al vreunei religii, ci era considerat o mișcare care a apărut așa anomic cumva pe aici, pe acolo, pe continentul american. Astăzi, dacă te uiți în istoria religiilor, o să vezi că de fapt șamanismul este proto-religios. Da. Asta e termenul. Slavă care Petru se... Culianu, care e o minte de român care a pus baza de unde trebuie. Exact. Ei, deja când vii la astfel de schimbări, ajungem exact în dialectica asta, tehnologizare, mă rog, raționalizare, versus partea spirituală. Dar, de fapt, problema nu se pune așa. Problema se pune că eu n-am nicio problemă. Am prieteni care sunt hipertehnologici, am cunoscut oameni care sunt atei și nu aleg să creadă niciun fel de, nu știu, deificare a Universului, însă toți acești oameni au o dificultate în a-mi răspunde mie la o întrebare. Eu îi întreb foarte simplu. Ce se întâmplă când mori? Păi nu se mai întâmplă nimic, e nimic. Cine percepe nimic? Cine? Cum percepi? Păi nu mai percepi. Păi cum? Du-ți neuronul până la limita lui de potențial bioelectric și zi-mi cum se simte. Știi? Și rămâne acel moment de liniște. Cel mult am reușit să obțin, păi e ca atunci înainte de a te naște. Păi stai un pic, există un înainte de a te naște? Dacă, păi dacă există un dacă înainte de a te naște, nimic, este și un după ce mor. Înțelegi? Și îi bulversez un pic. Îmi place și mie să joc rolul ăsta. Recunosc, sunt un pic sadic între ghilimele când vorbesc cu persoane care sunt hiperraționale. Și ăsta e rolul, până la urmă, al unui profesor. Să te facă să îți pui întrebări.
Dacă un profesor nu reușește să te facă să-ți pui întrebări, să-ți nască în tine curiozitatea care să te facă tu să cauți, că nu-i rolul profesorului să bage ca carnea în ardei umplut, știi? N-ai cum să faci asta. Eu doar te fac să fii curios. Da, există de Franța și uite imediat, și apropo de ce spui acum, mi-a sunat în minte de la bunica mea care spunea ceva și eu nu înțelegeam de ce vrea să spună cu chestia asta și uite, abia acum înțeleg și eu, când făceam noi franceză, că na, bunica mea vrea neapărat să știu și eu franceză și spunea că există o maximă celebră din cultura franceză modernă care spune sugere, voilà le rêve, adică a sugera, iată calea, iată visul. Asta face un profesor, el nu-ți spune, doar îți sugerează. Te conduce exact printre niște jaloane, puse de el, evident că e profesor, dar nu-ți arată da, vezi că e mură în gură tot ce ai de făcut. La mine se știe. Asta fac eu, se știe ce fac și eu mă ocup. Sunt profesor de astea, ca să citesc pe cine, profesor de astea, și îți sugerez călarea. Măi, dacă eu, spunându-ți, fac chestia asta, sunt mulți care, fără să-ți spună, fac chestia asta. Și ideea este, în fața ta există multe cărări. Tu pe care o alegi? Și omul va răspunde de multe ori, pe aia pe care o simți. Cu ce o simți? O simți cu scânteia aia divină. Pentru că ai două opțiuni, care opțiunile astea și ele se pot echilibra. Știi tu, sense and sensibility, rațiune, da, și simțire. Și simțire. E foarte simplu. Tu dacă alegi să mergi strict pe calea rațiunii, vei eșua. Dacă vei deveni un tehnologic. Vei deveni un robot. Da. Dacă alegi să mergi strict pe calea sensibilității, vei înnebuni. Da, vei deveni un emo. Te vei sminti. Da. Și atunci, unde e cărarea? Că uite că ne întoarcem la Buddha. E pe mijloc. E pe mijloc, domnule, e fix păi, pe mijloc. Nu sunt cele două emisfere cerebrale? Exact. Dacă aveam nevoie doar de una, n-aveam creierul mare împărțit în două. Și culmea, partea foarte veche a creierului, creierul nostru reptilian, nu-mi place expresia datorită conotațiilor mortale, dar așa se cheamă, ce să-i fac, unde e? În corpul calos și de desubtul lui, adică fix pe linia mediană a creierului. Da, sintetizează cele exact două emisfere. Acolo, în corpul calos, există substanță albă, există axoni, da, care fac legătură încrucișat între emisfera stângă și emisfera dreaptă, care e emisferă dreaptă, știm și noi că e emotivă și simțitoare și tot felul, și aia înaltă este rațională, matematică și așa mai departe. Și una e yin, cealaltă yang. Exact. Asta nu înțelegem noi. Că viața e echilibru. E, în 2024 și subsecvent în următorii 20 de ani, vom înțelege exact cum să ajungem la acest echilibru. Dar ca să te echilibreze, vezi când dai cu titirezul, până se echilibrează, se hâțână aceea în stânga-dreapta. E, 2024-2025 sunt anii în care se hâțână titirezul. 2026-2028 sunt anii în care se pun bazele unor schimbări fantastice. Din 2029-2030 până în 2044 suntem pe un trend ascendent de înțelegere a fenomenelor prin care noi trecem. Știi? Ai pomenit mai devreme de întrebările astea care sunt și cu un potențial comercial foarte interesant apropo de război, catastrofă, pandemii și alte nenorociri. Sunt mulți analiști, am observat și eu din diferite zone din astea de predai tu ca d-astea, să fiu în sensul ăsta, care, apropo de ciclicități și de cicluri de 100 de ani, spun, bă, nene, de asta, perioada asta în care suntem 2024-2044 poate fi foarte asemănătoare și cu perioada de acum un secol, 1924 1944. Și, într-adevăr, dacă punem perspectiva istorică asupra comparației, e tulburătoare. În perioada interbelică, vorbim de un elan și de un progres și de o emancipare și de o eliberare la nivel de mase. Anii nebuni de la Paris, anii demenți de la Berlin, toată această revoltă a tinerilor împotriva modelelor vechi, osificate, de la politic la cultural, marile emancipări, nu? Din Statele Unite până oriunde. China, Asia, nu? Departe, da. Era cuprinsă de o prospețime tinerească așa și foarte impetoasă care vrea să dărâme fundamentul lumii vechi.
dacă o punem în comparație, suntem un pic acolo. Ciocnirea extremelor politice, hiperideologiile dure, da? Fascism, nazism, comunism, socialism. Ne uităm astăzi, că vorbeam de trumpiști și de bideniști, pare o confruntare de tip fascist-comunist. Da, e dusă la un alt nivel, e ca un joc de calculator care are levels aceea și din nivel în nivel tu ajungi la actori și noi. Și atunci, dacă mergem în această comparație, dacă 1933-34, adică următorii 10 ani din comparația noastră, au născut niște monștri geopolitici, un Hitler, un Stalin, un Mussolini, un Mao Zedong, să fim îngrijorați că până în 2033-2034 fașii mesia ăștia, pentru că și ei lați, erau tot unii care s-au anunțat că sunt marii rezolvitori ai tuturor problemelor de pe pământ și vor aduce raiul pe pământ, fie că e socialist, fie că e nazist, fie că e maoist, dacă se repetă ciclul ăsta. Bă, eu nu există pericolul ăsta? Eu nu m-aș îngrijora că oricum o să se întâmple. Știi? Există această opțiune, cu siguranță, dar ăsta nu este un motiv de îngrijorare. Pentru că hai să spun cum e evoluția. Evoluția nu este ca un punct care se învârte în cerc. Evoluția este ca o spirală. Aia e revoluția. Evoluția este o spirală. Ok, în punctul ăsta s-a întâmplat povestea aia. Noi acum suntem... Într-o energie asemănătoare. Exact, într-o energie asemănătoare. Alte personaje. Pe o altă spiță, sau cum se cheamă, pe o altă curbă a spiralei. Alte personaje. Deci da, ca să-ți răspund, din perspectiva oglindit istorică, da. Sunt convins că se va întâmpla. Nu că am dubii, sunt convins. Dar din perspectivă evoluționistă, se va întâmpla un pic altfel. Pentru că ceea ce avea nevoie Pământul în 33-34 de monștrii respectivi, nu mai e aceeași nevoie azi. Vor fi altfel de monștri, altfel de monstruozități, altfel de lucruri care se vor întâmpla. Și secolul trecut a culminat, nu 39-41, cu începutul celui de-al doilea război mondial. Teama pe care o resimțim cumva cu toții, că suntem foarte aproape de cel de-al treilea război mondial, este justificată din perspectiva tuturor metafizicilor. Ca să nu mai zic, apropo de că toată lumea vorbea, nu, zilele trecute de fantastica conjuncție Jupiter-Uranus în Taur și ce ne aduce ea și toată lumea. Să nu uităm că, deși de 14 ani se conjuncționează Jupiter-Uranus, în Taur ultima oară a fost conjuncționată fix cu o zi înainte de a începe războiul mondial. Da, în 41. Despre ce vorbim? Deci, astrologia, că e chinezească, că e europeană, că e vedică, că e de care vrei tu, vine și ne aduce niște uite că vezi că. Știi? Apropo de cicluri. Chestia asta s-a mai întâmplat în 41. Ce s-a întâmplat atunci? Păi a început un război. Asta nu înseamnă că acum, vai de mine, a venit conjuncția Jupiter-Uranus și începe al treilea război mondial. Începe un război pe care noi vom vedea cât de mondial îl facem. Știi? Vorbeam cu unul din maestrii mei, Soghia Rinpoche, care a murit din păcate. Și el îmi spunea, l-am întrebat, dom'le, care e povestea asta cu războaiele, ce se întâmplă, să ne speriem, că noi ne tot speriem, știi, anual de, uite, mai vine Cutărescu, mai atacă o țară, mai nu știu ce. Și el spunea așa, dom'le, spiritual războiul are un sens. Pacea are un sens mai mare. Dar cel mai mare sens îl are prostia. Și prostia se plătește. Înțelegi? E, noi acum, tocmai am zis, am vorbit o oră întreagă, cred, nu știu, habar n-am cât, despre faptul că noi din 2024 începem să ne dezbrăcăm de, hai să nu-i spunem prostie, dacă tot am început budist, îi spunem ignoranță. Pe. În tibetan. Ne dezbarăm de acest pe, de această ignoranță și cultivăm cunoașterea. Și atunci, în perioada asta, noi deja începând să cultivăm mai multă cunoaștere, evident că tipul ăsta belicos, specific anilor 40, nu se va mai manifesta la fel. Da? Războiul e mult mai insidios. Latura prima pe care noi o să o resimțim și aici, din păcate, fac o predicție ușor nasoală, ca să spun, da, este partea economică.
din punct de vedere economic, din punct de vedere financiar, și vorbesc strict pentru România acum, lucrurile nu arată roz. Adică eu nu am mari speranțe că acum la alegeri o să vină X, Ulescu, da, cu viziune economică modernă. Da, și brusc economia românească va deveni strălucitoare, știi, ca în desene animate, când face așa Samantha sau din nas, din ce făcea, știi, și se schimbă totul. Nu! N-are cum. Pentru că noi suntem extrem de firavi și de influențabili de vântul belicos al vecinilor noștri și atunci, evident că economia noastră va avea de suferit. Dar în același timp, asta va crea o și mai mare creștere a tensiunii interioare și a dorinței de a evolua și da, de a și, crește. Și apropo de casele din metafizica chineză, băi, dispare energia din sectorul abundenței, dar poate o să devii mai sănătos. Da, știi, iau chestia asta. Too much wealth kills health. Știi, prea mulți bani te îmbolnăvezi. Dar mai e o chestie apropo de perioada lui nouă. Știi că perioada lui nouă reprezintă energia viitorului. Și se spune, în exemplu, marele tratat de astrologie chineză lui Xu Ziping, spune așa, în perioada lui nouă, întotdeauna tu trebuie să pui bazele viitorului. Dacă în perioada lui nouă ți rosești resursele și nu te gândești strategic spre viitor, vei avea un viitor dezastros. Adică, ăsta este momentul în care noi trebuie să alegem cu mare grijă. Și nu doar alegerile de președinte, primar și mai știu eu cine. Că mari opțiuni am stabilit deja, nu sunt. Ci alegerile noastre personale. Persoanele lângă care ne petrecem timpul, jobul în care vrem să investim și să ne trăim viața, ocupația, hobby-urile noastre, casa, tot. Toate aceste alegeri sunt importante. Și am intenția ca oamenii să conștientizeze cât de important este să facă alegerile potrivite la fiecare pas. Și este și o veste bună. Multe. Pentru cei mai tineri care ne privesc. Că în ăștia 20 de ani, generația noastră, generația un pic mai în vârstă decât a noastră și generația doar un pic mai tânără decât a noastră, în cel mai bun caz vom ieși la pensie, adică vom deveni relevanți din punct de vedere al deciziei în sistem. Clar. Unii dintre noi o vor și coti-o într-o lume mai bună și atunci locul rămas e mai proaspăt, e mai tânăr, e mai efervescent și cei care se vor insinua sau chiar se vor duce cu tupeu la butoanele deciziei din toate sistemele geopolitice planetare, astea fiind mai tineri, fiind altfel formatați și pe din lăuntrul lor și pe din afara lor, vor începe, nu? Adevărata construcție de după ăștia 20 de ani. E adevărat. În ciclul ăla mare, luminos, frumos, nu? O revenire la o altă epocă de aur a umanității, care nu știu cât va dura, dar va fi vor fi ca niște zori, ca în Apocalipsa lui Ioan, un cer nou și un pământ nou, adică cumva chiar metaforic vorbim, că nu știu dacă chiar se va întâmpla un cer nou și un pământ nou, dar probabil esența mesajului va fi că mai e foarte puțin din ignoranță, întuneric și prosteală. Dar ți-o ridic la fileu, fii antenă. Intrăm în dialectica Luke Skywalker Darth Vader. Neapărat. Ca să dăm dinamică. Vin ăștia tineri. Dar ce maestri au avut ei? Că dacă ăla tânăr a fost crescut de unul bătrân cu o anumită viziune și cu o anumită optică pe care a reușit să o transmită tânărului, tânărul va veni și nu va face decât să venereze prin act post-mortem dorința bătrânului. Da, mi-ai dat un șah, dar nu e încă mat pentru că am și eu, mi-a mai rămas o mutare care să mă aducă să-ți propun remiză. Dintr-o simplă observație a mea, apropo de tinerii, mult mai tinerii noștri prieteni din această societate, n-au avut maestru. Hai să zicem că noi am prins încă ultima epocă în care ai întâlnit în viață măcar unul, dacă nu chiar doi, trei maestri. Eu i-am prins. Doi, trei maestri i-am prins și e bine cuvântarea generației mele și a mea. Dar pe ansamblu, generația noastră cu acești maestri pe care câțiva i-am prins, nu cred că a produs mai mult decât o generație care n-a mai avut maestri, dar care ea însăși cumva, poate din datorită scânteii aia de duh din ei, s-au trezit și fără maestru la o anumită realitate. Și am văzut tineri mult mai empatici, mult mai cuprinzători cu mintea lor, fără cunoaștere.
fără cărți citite, fără studii făcute, fără inițieri și predări. Este. Spontan, niște tineri pe care nu multă lume dă doi bani astăzi, dezordonați așa cum îi privim noi cu încrâncenarea îmbătrânirii, sunt mai cuprinzători și mai aproape de esență decât am fost noi ăștia care așa l-au prins mai și atunci, uite, îți propun remiza apropo de ridicarea la fileu și cu chestia. Și o accept, pentru că știu ce fel de spirite vin la trup acum, apropo de tineri. Eu rămân uimit aproape în fiecare zi când am ocazia să mai interacționez. Îmi spunea cineva, domne, generația asta de hipsteri. Băi, generația asta de hipsteri, pe mine mă uimește. Și pe mine, eu sunt absolut îndrăgostit de ea. Crengiuscate sunt în orice generație și în orice livadă. Dar onest, pe mine mă uimește. Mă uimește. Apropo de inspirație, știi, noi stăteam, stai să învățăm, să nu luăm o inițiere, ne ducem, ne alea, ne rupem spatele pe aici, pe acolo. Ei vin de multe ori cu o naturalețe, știi? Adică, ce, tarot? Ah, țâc, pâc, aia e, știi? E un fel de download al cunoașterii care se întâmplă altfel acum decât se întâmpla când eram eu de vârsta respectivă. Și asta nu poate decât să-mi dea speranță. Că la un moment dat, când o să fiu realmente boșoroc, dacă vrea Dumnezeu să ajung la vârsta aia, acum fiecare tranziționăm când ne e momentul, știu că voi fi cumva îndrumat, ghidat, îngrijit, așa, de cineva super ok. Asta mă bucură fantastic. Și mă bucură, în primul rând, că sunt român și sunt în România. Și asta o adaug, nu ca aș fi o marele naționalist, și nici nu-mi plac clișeele alea cu România, țara protejată și așa mai departe. Bă, dar România chiar este o țară protejată. Asta se vede cu ochiul liber. Adică, deci asta ți-o demonstrezi ezoteric oricând vrei. Nici n-am nevoie de o demonstrație ezoterică, că primesc aproape zi de zi practică această demonstrație de la niște prieteni de-ai mei care au plecat acum 10-15 ani definitiv și acest definitiv a devenit relativ acum câțiva ani după pandemie, iar acum s-a întors la 180 de grade sau și odată cu întoarcerea asta au venit și oamenii înapoi în țară și zic, bă, nu se mai poate trăi. Nu mai pot să trăiesc în Franța, altul mi-a zis, nu mai pot să trăiesc în Italia, altul a zis, bă, nu mai pot, am încercat în Statele Unite, nu e mai de trăit. E mai bine astăzi în România decât e acolo unde noi am fugit de rău în România. Da, sigur. Aici e o roată care s-a întors. O să fie oameni care nu să ne contrazică și respectăm pentru că e dreptul lor. Dar eu îți spun așa, recunosc multe bube în țara asta. Că fiscale, că economice, evident, că nu știu ce. Dar în același timp mă întreabă lumea, domnul Rus, dar neata, de ce n-ai plecat, domnule, în altă țară? Nu-i ca și cum n-aș fi avut oportunități. Pentru că aici e bine. Și va fi și mai bine. Cred că e un final optimist și îți mulțumesc din suflet pentru bucuria. Eu îți mulțumesc și sper că n-am debitat prea mult. Asta nu o să putem judeca noi doi, fiind subiectivi, ne vor amenda probabil dacă am greșit. Eu mai mult, că tu n-ai avut cum să greșești. Ei, Doamne. În comentarii. Și atunci ne luăm pulsul din percepția directă a celor care ne-au primit. Sunt obișnuit să fiu comentat în toate felurile. Și eu, și pe mine mă amuză. Dacă m-ar plăcea toată lumea să știi că m-aș duce la doctor, pentru că ar fi ceva foarte, foarte, foarte suspect la mijloc. Îți mulțumesc din toată și inima. Sper ca cei 20 de ani care au trecut de când nu ne-am mai văzut să nu mai facem despărțire atât de lungi. Nu mai e cazul. Vă îmbrățișez.